Bună ziua, sunt Andrei Sora și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Scris în Stele. Dragii mei, pentru a vă realiza acest program sunt necesare următoarele date: ziua, luna, anul nașterii, localitatea nașterii și ora aproximativă a nașterii. Sunați apoi la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza acest program. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și a pe ecran, urmând ca într-una de zile următoare, în funcție de numărul de cer, să vă spun și ați programele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și prezicere astrale legate de cunoașterea de sine și evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă conturează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă definesc personalitatea. Un alt gen, un alt tip de temă celestă, tema astrologică pe care aș dori să vi-l dedic, să vi-l ofer, ar mai fi și temele astrale, temele celeste, de tip tranzite, teme astrale care reflectă evenimentele care vor avea loc în destinul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în perioada proximă, în perioada apropiată, fiind vorba aici de un horoscop personalizat pentru următoarele zile, săptămâni sau chiar luni după caz. Un alt gen, un alt tip de temă astrologică, de temă celestă, pe care aș dori să vi-l spun, să vi-l împărtășesc, ar mai fi și temele astrale, temele celeste, de tip compatibilitate sau sinastrie, teme celeste care reflectă compatibilitatea dintre două persoane, fiind vorba aici de compatibilitatea la nivel romantic, la nivel erotic, la nivel de cuplu, dar și compatibilitatea la nivel de raporturi familiale și la nivel de relații amicale. Și ultimul gen, ultimul tip de teme astrologice pe care aș dori să vi-l redau, să vi-l propun, să vi-l dedic, ar mai fi și temele astrale, temele celeste, de tip karmic, teme celeste care reflectă ipostaza karmică a destinului dumneavoastră, fiind vorba aici de ceea ce ați fost în altă viață, ca și gen, ca și sex, ca și personalitate, ca și statut social și ceea ce veți deveni în viața actuală, ca și misiune, ca și scop final al încarnării dumneavoastră pe acest pământ. Așadar, dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza programa, sau mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și a doua pe ecran, urmând ca într-una de zile următoare, în funcție de numărul de cer, să vă spun și ați programele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Până la întâiul apel de pe această după-amiază, am să realizez una dintre temele celeste astrale pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Încă de acum câteva zile am început o temă celestă pentru un copil, pentru Alexandru Ștefan V. Acum am să introduc datele copilului. Astrograma mi-a fost cerută de către mama lui, doamna Raluca V. Acum introduc datele și îi spun după aceea și tema celestă. Deci, copilul se numește Alexandru Ștefan V. Și este născut joia, 10 decembrie 2009, în jur de orele 1 și un sfert dimineața, deci noaptea, în București. Copilul, din ceea ce se arată pe astrogramă, ar fi un nativ săgetător, născut în a 19-a zi a săgetătorului și ar avea mai degrabă ascendentul ori la începutul balanței, ori la finele fecioarei. Dacă copilașul este născut după orele aproximativ 1 și 10 dimineața, ar avea mai degrabă ascendentul în semnul balanței, iar în cazul contrar, în care ar fi născut înainte de orele 1 și 10 dimineața, ar avea mai degrabă, mai probabil, ascendentul sub semnul zodiacal al fecioarei. Dacă este născut până la orele 1 și 10 dimineața, ar avea ascendentul în fecioară și, spre deosebire de ceilalți nativi ai săgetătorului, ar deveni un om mai modest, un om mai simplu, un om mai perfecționist, un om mai axat pe detaliu și un om cumva mai lucrativ, un om mai axat pe ideea de muncă, pe ideea de responsabilitate și ar fi iarăși mult mai serios și cumva mai predictibil decât marea masă a nativilor din săgetător. Iarăși, dacă ar deține ascendentul în semnul fecioarei, ar trebui să devină o fire cumva mai bolnăvicioasă, mai
predispusă la boli și dacă ar avea iarăși ascendentul sub semnul zodiacal al fecioarei, ar fi mult mai cerebral și mult mai analitic, mai rațional decât marea masă a celor născuți în sănătător. Dacă are iarăși ascendentul în semnul fecioarei, ar avea o predispoziție destul de puternică, destul de tare, înspre două mariaje, înspre două căsătorii. Dacă, în schimb, copilul Alexandru Ștefan V este născut după orele 1 și 10 minute dimineața, ar avea mai degrabă ascendentul sub semnul zodiacal al balanței și, spre deosebire de marea masă a săgetătorilor, ar fi cumva mai loial și cumva mai axat pe chestiuni care țin de cuplu, de dragoste, de iubire și ar fi iarăși cumva mai nehotărât și cumva mai... cumva mai liniștit, mai moale într-un fel decât marea masă a nativilor din Săgetător. În orice caz, Alexandru Ștefan V ar avea Saturn conjunct cu Luna pe ascendent sau în proximitatea ascendentului, indiferent dacă semnul de la răsărit ascendentului este în fecioară sau în balanță și ce ar însemna mai exact acest eveniment. I s-ar arăta cumva, conform temei astrale lui Alexandru Ștefan V, dificultăți și probleme semnificative legate de mamă, legate de ipostaza maternă din destinul său, asta deoarece Saturn, conjunct cu Luna, pe ascendent, întotdeauna arată ori o lipsa mamei în viața sa, ori o afectivitate cumva mai redusă din partea acesteia înspre copil. Deci cumva s-ar releva unele probleme, unele dificultăți destul de serioase care țin de ipostaza mamei, poate chiar și a tatălui, de mai mult a mamei. Iarăși, Alexandru Ștefan V, cu mare Saturn și conjunct cu Luna pe ascendent, va fi un om mai echilibrat și cumva mai restrictiv, iarăși, din punct de vedere emoțional, deci nu va fi genul de om care își dă cu rapiditate curs emoțiilor și ar fi iarăși cumva mai interiorizat și cumva mai disciplinat într-un fel decât marea masă a nativilor din Săgetător. Iarăși cum copilul are această conjuncție pe ascendent, este foarte important ca acest copil, pe măsură ce va crește, să nu fie sub influența unei persoane prea autoritare. Acest aspect de conjuncție între Saturn și Lună pe ascendent este regăsit de multe ori în componenta astrologică astrală a celor persoane care într-un fel sunt tratate cu o anumită disciplină mai severă în copilărie. Deci este foarte, foarte important ca Alexandru Ștefan V să nu fie disciplinat prea aspru de către părinți sau de către o altă persoană autoritară din familie sau din proximitate. Deoarece acea persoană, din ceea ce se arată pe astrogram, ar putea avea un efect profund nefast și oarecum dureros asupra dezvoltării personalității copilului. Deci multă, multă atenție, vă rog frumos. Chiar și este foarte important să-i se arate și să-i se ofere foarte multă afecțiune și foarte multă încredere de sine, din ceea ce îmi rezumă astrograma. Cum Alexandru Ștefan V are iară Saturn pe casa întâia, se spune despre acele persoane că sunt suflete vechi, suflete care se află la una dintre multele încarnări pe acest pământ, pe această viață și iarăși acest aspect celest, acest aspect astral, indică cumva un fel de slăbiciune, dacă pot să-i spunem așa, în prima parte a vieții. Deci Alexandru Ștefan V va fi cumva mai vulnerabil în prima treime, poate chiar prima jumătate a vieții, dar după aceea se va întări, se va căli ca și caracter, ca și personalitate, ca și fire și va deveni un om capabil de a rezista chiar și celor mai furtunoase evenimente de la viață. În plan bănesc, în plan financiar, aici situația este una cumva complexă, să spunem așa. Dacă copilul are casa a doua pe semnul zodiacal al balanței și ar fi născut până pe la orele 1 și un sfert, ar avea aspecte favorabile, aspecte bune pe plan bănesc, pe plan financiar, cam pe ansamblul vieții sale. Dacă, în schimb, este născut cam după orele 1 și un sfert, 1 și 17 minute, ar avea din contră și unele complicații de ordin material și unele cheltuieli destul de importante. Dar totuși, eu înclin să cred că va avea parte de o situație financiară destul de bună. În plan mental, în planul inteligenței, Alexandru Ștefan V are Venusul și are și Soarele pe casa a treia. Astrograma îl arată că va deveni
un om foarte inteligent, foarte capabil din punct de vedere intelectual, mental, informațional, va fi un om iarăși cu o comunicare frumoasă, cu o comunicare plăcută, asta deoarece Venusul pe semnul pe casa a treia întotdeauna aduce un plus de grație și un plus de elocvență comunicării și va avea deci o minte brici. Din păcate, și din păcate, din nefericire, atunci când discutăm de familie, apare încă un aspect negativ, încă un aspect dur, care poate arăta, după cum spuneam adineauri, un pericol mai mare legat de mama lui, un pericol mai mare chiar și de tatăl, dar într-un sens marginal, sau pur și simplu aspectul poate indica iarăși puțină, poate arăta iarăși faptul că va primi oarecum relativ puțină afecțiune din partea părinților sau va fi un caz de părinți separați. Deci așa se vede pe astrogramă, pe tema astrală a lui Alexandru Ștefan V. Iarăși această temă celestă, această temă astrală, indică și o potențială pierdere într-un mod destructiv, într-un mod bestial, într-un mod cumva năvalnic, a unei case, a casei natale sau a unei proprietăți de care este atașat în mod sentimental, în mod afectiv. În legătură cu dragostea, va fi un om iubăreț în viață din ceea ce arată astrograma, are și Jupiter pe casa 5-a și Neptun acolo și va avea și copii. Copiii vor fi oameni cu un caracter bun, vor fi oameni cu o spiritualitate aproape mistică și vor fi oameni cumva expansivi, oameni strălucitori și oameni energici. În legătură cu sănătatea, să fie mai atent copilul când va crește, dar și părinții până atunci, în legătură cu unele potențiale probleme de sănătate destul de puternice, care pot ține de stomac, de probleme iarăși care țin de rinichi, probleme ale sistemului imunitar, probleme care țin de oase, iarăși foarte important, și mai mult atenție și la probleme care țin de inimă, de sistemul nervos, de ficat și chiar probleme care țin de intestine și de partea de jos a picioarelor. În legătură cu mariajul, după cum spuneam și la începutul interpretării temei celeste, dacă Alexandru Ștefan V ar fi născut până pe la orele 1 și 10 minute dimineața, noaptea, cum vreți să-i spuneți, ar avea descendentul mai probabil sub semnul zodiacal al peștilor și îi s-ar arăta două mariaje, două căsătorii, două căsnicii. Întâiul mariaj cu o persoană cumva mai sentimentală, cu o persoană cumva mai emoțională și cu o persoană cumva care este într-un fel o eternă victimă din ceea ce se vede pe astrogramă. A doua căsătorie, a doua relație va fi cu o femeie mai practică, cu o femeie mai pragmatică, cu o femeie frumoasă, cu o femeie plăcută și cu o femeie stabilă. Dacă, în schimb, Alexandru Ștefan V ar fi născut după orele 1 și 10 minute dimineața, îi s-ar arăta o singură căsătorie, un singur mariaj, cu o femeie capabilă, cu o femeie puternică, cu o femeie așa mai curajoasă și o femeie cumva mai dominatoare. Acest mariaj ar avea șanse cumva 50-50 de reușită, jumătate-jumătate de reușită, și dacă acest mariaj va fi unul bun până la final, să spunem așa, totuși vor fi unele escapade amoroase în afara căsătoriei. Așa se vede pe tema celestă, pe tema astrologică. În legătură cu longevitatea, Alexandru Ștefan V are o temă astrală favorabilă, o temă bună, înclin să cred că va avea o viață destul de lungă, o viață destul de longevivă din ceea ce reprezintă, din ceea ce îmi prezintă tema sa celestă, tema sa astrologică. Și în legătură cu călătorile în străinătate, ar avea o temă foarte, foarte favorabilă, foarte bună, dacă ar fi născut până pe la orele 1 și 16 minute. Deci dacă ar fi născut până la orele 1 și 16 minute, ar avea o temă pentru călătorii în afara țării, glorioasă, formidabil de benefic. Dacă, în schimb, este născut după orele 1 și 16, 1 și 17 minute, casa noua s-ar afla în gemeni, iar dispozitorul ar fi teribil de stresat și ar fi predispus spre întâmplări grave, spre întâmplări profund negative și spre întâmplări cumva ultra nefaste legate de străini și de străinătate și de călătorii lungi în special.
Atunci când discutăm de profesie, de carieră, dacă copilul este născut până pe la orele 1 și 10, îi s-ar potrivi o profesie, o carieră legată de jurnalism, legată iarăși de comunicare, legată de mediul didactic, legată iarăși de un mediu în care va trebui să se deplaseze mai des sau spre un mediu comercial. În schimb, dacă este născut după orele 1 și 10 minute, dimineața, îi s-ar potrivi mai degrabă o carieră, o profesie legată de istorie, legată de tradiție, legată de limba română, spre exemplu, o profesie care ține iarăși de industria alimentară sau de industria ospitalității, ceva legat de tradiții, ceva legat de alimente, ceva legat de domenii, de proprietăți sau ceva de un astfel de calibru, să spunem așa. În legătură cu prietenii, aici programa este una evazivă, să spunem așa. Pe de o parte sunt aspecte foarte frumoase, formidabile, bune din partea prietenilor, dar pe de altă parte sunt și încurcături cauzate de aceștia. Așa, pe ansamblu, ca și o judecată, prin să cred că are o programă oarecum destul de bună atunci când discutăm de prieteni și de prietenii. Referitor la karma, cel mai probabil în ultima viață anterioară, ca și gen, ca și sex, sunt șanse, mă rog, un pic mai mari să fi fost femeie, așa se vede pe astrogramă. Nu sunt foarte sigur, dar înclin să cred că a fost femeie în ultima viață anterioară. Din păcate nu sunt aspectele ultra concludente. Și din ceea ce se vede pe astrogramă a fost o persoană de casă, o persoană de familie, o persoană care cumva a reușit să îmbine și să echilibreze realitățile profesionale cu viața cotidiană, cu viața familială. Și în viața actuală este în destinul lui, în scopul vieții lui, în karma lui, să spunem așa, să aibă un serviciu bun, să aibă un post social viabil, să aibă o funcție destul de bine cotată și este iarăși în destinul lui să aibă o casă și să aibă o familie. În legătură cu compatibilitatea, Alexandru Ștefan V. are Martele în semnul Leului și Venusul însăgerător. Având Martele în semnul zodiacal al Leului, atunci când va crește, Alexandru Ștefan V. va fi un bărbat mândru, un bărbat orgolios, un bărbat tare, un bărbat puternic, un bărbat cutezător și va fi iarăși un bărbat cumva solar, generos și cumva luminos, benefic, favorabil pentru parteneră, pentru iubită. Va fi iarăși cu destul de multă încredere de sine, dat fiind faptul că Martele lui se află în trigon cu Soarele și va fi un bărbat destul de important, să spunem așa. Are Venusul sub semnul zodiacal al săgetătorului și îl vor atrage în general femeile care să fie între ghilimele cât mai nebunatice, femeile care să fie cât mai de viață, cât mai deschise, femeile care să fie iarăși cât mai axate pe distracție, pe călătorii, pe experimentare și îl vor atrage iarăși doamnele și domnișoarele care să fie cumva cât mai deschise și cumva cât mai surâzătoare, mai pozitive, mai optimiste și cumva persoane și cumva îl vor atrage persoanele cărora le este mai puțin frică de viață, să spunem așa. Va fi compatibil când va crește îndeosebi cu acele doamne și domnișoare care s-au născut sub semnul zodiacal al săgetătorului, o bună compatibilitate îi se mai arată cu acele născute la mijlocul semnului zodiacal al vărsătorului, cele născute în a doua jumătate a vărsătorului, precum și cele născute în prima parte a peștilor, primele zile din pești, cele născute în ultimele zile din pești și cele născute în semnul zodiacal al berbecului. De evitat, în general de evitat, ar fi acelea din Taur și acelea născute undeva pe la mijlocul semnului zodiacal al Fecioarei. Cel puțin așa se revendică pe tema celestă, pe tema sa astrologică. În legătură cu evenimentele care se arată pentru viitorul proxim, pentru viitorul apropiat în destinul lui, să văd exact, mă rog, nu, să știți că nu se văd mari probleme, mari dificultăți pentru perioada aceasta. Eventual, în următorii ani, părinții să fie mai atenți la unele potențiale afecțiuni ale sănătății care pot ține de partea de jos a picioarelor, probleme care țin de somn, iarăși problemele sistemului limfatic și unele boli mai
ciudată, mai deosebite, dar deocamdată nu este nimic periculos din ceea ce mi arată tema lui celestă, tema lui astrologică. Acum să vedem și astro travel-ul copilului, care sunt cele mai favorabile țări pentru călătorii. Copilul avea aspecte foarte bune, extrem de favorabile pentru călătorii, în Hawaii, în Alaska iarăși, deși e cam frig acolo, dar așa au picat, între ghilimele, planetele de la nașterea lui. Aspecte foarte bune ar mai avea Mexic, în Arizona, New Mexico și toate statele care se află pe aceeași longitudine oarecum cu New Mexico și cu Arizona din America. Aspecte favorabile, aspecte încântătoare, i s-ar mai arăta undeva prin Myanmar, fosta Birmanie, undeva iarăși prin Indochina, prin Siam, deci prin Thailanda, Vietnam, Cambodgia, deci zona respectivă ar fi bună pentru el, iarăși prin Malaezia, prin Singapore, iarăși undeva prin China, Hong Kong, Macao, iarăși și prin Beijing. Aspecte bunicele îi se mai arată iarăși, ia să vedem cât mai exact.